ce mi-a zis atunci că tu i-ai spus ei să pună mâinile deasupra la turc? Când i-ai spus tu, măi, băiatule, asta? Că eu nu știu asta. Ce? Ce? Ai aflat ceva? Ia zi, fată, și faza cu drumul când erai tu. Cui tu, cu ea și cu el pe drum. Păi, voi trei, când tu el se ducea, după aia tu și el, și a zis, el a pe mine m-a așteptat, dar el n-a așteptat pe nimeni. A, când ne-am interesat, la început, când am venit eu, da, da, da. Când am întrebat ce faci, Cătău, aștept pe el și el zice că nu, știi, și zâmbește. Și vine el din spate, el l-a așteptat pe Cătălin, a, da, păi de ce mă nu recunoști? Păi nu așa a fost, adică a fost chestii gen să se facă ea de râs, dar tu n-aveai niciodată. Cum nu ai știut de la când tu vorbeai? Păi de unde să știu? Denigrezi pe omul ăsta, nu știu ce ai cu el. Dar nu știu, am impresia că ai ceva cu el, pe bune. Eu cred că vreți asta voi să... Nu, nu, ce să nu, chiar absolut deloc. Așa că nu vrei să recunoști și nu vrei să... Ea nu face cu răutate, vă spun eu. Ea își calculează lucrurile decât să iasă bine ea, atât. Cu ce? Da, dar, atenție, stai un pic, stai un pic, Ela, stai un pic. Lasă asta e un bumerang, ai înțeles? Bumerangul se mai întoarce poate și împotriva ta. Da, stai în, în casa asta în continuu s-a întors împotriva mea. De când păi tocmai, mă, el am asta nu dă gândit că trebuie să schimb că ceva? Că toată lumea s-a întors împotriva mea. Înțelegi? Și n-am nu e vorba de oameni, e vorba de ceea ce faci tu. De ce Roxana e pe capul tău acum? Ce spune treaba aia? Hiena, eu sunt Hiena, așa mă numesc. Eu sunt cea mai radicată, vreau rău tuturor. O să vezi, cea mai bună jucătoare. Băi, cu ce sunt pe față jucătoare? Dar cu ce sunt eu bună jucătoare? Vorbește, cu ce? Una peste alta ai reușit să creezi discuțiile astea care nu și aveau niciun cel mai mic rost. Păi tu voi, nu ne mai deschide dacă nu eram prezentă. De ce le dai satisfacere? Ia îți spune, dai satisfacție lor. Cătălin, stai să zic. Stai un pic, stai să zic. Nu am prieteni aici. Nu am prieteni aici. Cui dai, mă, fată, tu prieteni aici? Ce atâta? Trebuie să-ți dea și el cu părerea, după aia rămâneam. Păi nu mai da cu părerea. Nu, în momentul, fă-ți, fii așa. Auzi, mai da cu părerea? Stai, mă, roi. Am zis, da, acolo cum ai picat. Mă, acolo, fie bine, nu mai zice nimic. Da, mai da, acolo, da. Ești. Păi cine e cel mai bine din noi doi? Păi, eu... Dar tu, păi te, nu, că nu ești într-o vidoare, nu știu care, vede deja care. Păi vezi că, vezi că mie nu mi-a zis lumea din casă nimic, că aș fi făcut ceva și afară și aici altceva. Vezi că ție zice lumea. Uite, Andreea oprică mai devreme, s-a enervat. Pe mine nu mă interesează. Da, am spus-o că mi se pare că urmărește altceva. N-am văzut-o doar eu, nu mă interesează. Punct, am tot dreptul dacă vreau o săptămână să mă apropie, o săptămână să mă dă la o parte. Ba nu, draga mea, n-ai tot dreptul. Nu ești singură pe pământul ăsta să ai tu dreptul să implici oameni în discuții după cheful tău. Bă, nu e vorba de mine, în general. Exact. Tu mi-ai zis mie, hai să ne implic, să ne bă, o zis cu tine, am vrut să mă bag doar în subiecte frumoase, că nu știu ce. Mai devreme pe hol mi-ai zis. Adică nu e normal să mă gândesc că ești tu ar pe... Cum mă? Bă, fata mea, eu ți-am spus ție că nu vreau... Asta înseamnă subiecte frumoase. Unde tot duci tu discuția? Păi nu, că mai devreme să fii firul alte fete și spune altceva. Dar să cunoaște alte fete. În viața mea. Haide, gata, că așa am dat prea multă atenție și... În viața mea n-am întâlnit așa ceva să... Bine, dacă ai cunoscut... Uite, ai altă oportunitate să cunoști alte fete foarte bine, da? Dar n-are nicio treabă cunoscutul meu cu alte fete, cu faptul că tu trebuie să fii tu, fetiță. Dar dacă se bagă alte persoane, vă dau o oportunitate să vorbesc despre... Nu, pentru că nu, noi spunem ceea ce vorbești tu. De ce nu spui lui, fată, ceea ce te deranjează? E normal, uite, când mi-ai zis mie atunci, Cătălin, uite, ea s-a așteptat când turcul a venit și s-a certat cu ea, sau a jignit, tu s-a așteptat ca tu să vii să te bagi. Pentru că atunci când turcul... Lasă-mă puțin. Că ea este ela și probabil... Când turcul s-a certat cu ea, avea dreptate. Și dacă era nevasta mea, tu nu mă băga. O să vezi. Normal. Atâta timp... Bine, că eu sunt corect. Dacă era nevasta mea, eu nu mă băgam. Să țineți minte. Femeia trebuie să-și vadă de treaba ei. Exact. Am înțeles. Corect. Foarte bine gândești. Eu nu am prieteni. Și mai ales că l-am cunoscut pe omul ăsta și un om... Îți mai dă. Poți să vorbești despre mine, ca să nu mai apar pe materiale. Și ce zic? Înțelegi tu? Puteți să vorbiți în continuare. Dar nu ești la o persoană importantă. Problema este că aici... Dacă vorbiți despre mine, sunt. Nu, nu, nu ești o persoană importantă, ba, stai liniștit. Tu faci să vorbi despre tine, băi, fată. Îți dai seama ce persoană importantă este. Dar eu v-am zis că se despre... despre asta, ca ce vorbiți despre asta? Doamne, m-a și ochii tăi. Deci, odată.
Îți dai seama că e importantă că ea vine aici și spune lui Oprică ceva, mie vine și îmi spune aici la masă. Dar stai, mă, că noi ne vedem în vedete acum, ne vedem. Eu acum am dat povestea asta, am știu cu mincinoasă. Păi da, normal. Poate mi-a zis că să le șleagă de voastră. Asta că mă bag, frate. Dar nu știu, mă bag eu. Da, păi da. A spus că nu mă mai bag, nu mă mai bag. Afară n-am vorbit, bă, afară am vorbit. Afară, plec acasă, nu mai dau nicio părere. Afară n-am zis că nu o să vorbim nici așa dintre noi și la proastă le-am vorbit. Vreau să simt că stă după ea, că are urmăritori și faima cu Iisus. Dar mi-e da, fata. Nu-i spune altceva și tot așa, fata, și oamenii de acasă... Fata, mice, că-s... Prăjeală! Oamenii de acasă alea prăjeală! Falsitații, că asta vinde ea, fals! Nu mă lași. Gata, mă, deja ați vorbit prea mult de ea, sincer. Nu, nici mai... Auzi, îi spune lui Roxana că mai mult îți place ție de Cătălin decât de mine, că stai să mă urmărești pe mine. Păi îți dai seama ce persoană importantă e ea, cine este ea? Îți dai seama cine e una care a lăsat-o Jador. Gata, că am vorbit de asta prea mult, serios, și am dat prea mult. Dar nu știu ce mă bag. Prea mult am vorbit de asta, treaba mea. Vreau să-l chem pe Filip pentru că vreau să lămuresc chestiile cu el. Nu e pe pământ, dar acum greșește. Pentru că ea a luat acum o abordare greșită, poziția, o poziție greșită, bravo. Pe care poate un pic nu o stăpânește. Tu ai zis bine că noi, unii dintre noi fiind un pic mai vechi, înțelege mai bine un pic joaca, cum, știi? Frate, e un pic înțelegi și de joacă, știi? Eu, așa mai spune, suntem la joacă. Ascult un pic, suntem la joacă, da? Mai să le jucăm, și dar nu se... încerca tu și să când... pari Fecioara Maria și eu cățelușul. Și... ați înțeles? Asta mă aici, supără cel mai tare. Când ești aici, că ea afară nu a fost așa, ea vorbea, ok, am râs pe camera, ai înțeles? Te ascult și eu pe tine, spune-mi, ce-s cu chestiile astea care chiar nu și-au loc aici? Ce chestii? Adică comportamentul tău. Foarte, tocmai te răzbun pe mine pentru chestia asta. Cu ce să-mi răbunesc pe tine? Zic concret ce, zic direct, ce și cum. Păi te răzbun pe mine pentru că cum ar veni că a aflat ea, că noi am vorbit și că am trimis o conversație. Deci, cu ce să mă răzbunesc pe tine? Eu sunt tu cunoaștere de ea acum două săptămâni. Da, și atunci asta vreau să te întreb, că de ce faci chestiile astea? De ce mă apropii de legii? Sau adică, ce nu, chestii? Că de ce te-ai apropiat, Filip. Mă refer că, hai să zic că eu dacă eram în emisiune în locul tău, da. Și să fie Jador aici. Și eu vorbeam cu tine și știai că poate îmi place mie de Jador și știi că am vorbit și chestiile astea când am început noi să vă doi să vorbim. Da, așa? Și am distribuit eu doar o poză cu el și te-a deranjat. Du-ți aminte, știi? M-a deranjat. Ascultă-mă, îți... Atunci că mai place de el, m-a deranjat, că nu mă deranjează pe mine de el. Ascultă-mă, știu că acum ești mamă, îndrăgostit că ești... Nu, lasă, dacă îmi place pe o persoană... Nu, normal că te comporți așa cu mine, dar atâta spun, să nu-ți pară rău, știi? Și să nu ajung la vorbele mele, pentru că ești băiat deștept, ești băiat frumos, sincer, nu m-aș să fie așa frumos în realitate. Deci okay. Pozele-s poze și realitatea realitate, înțelegi? Și sincer, cât timp am vorbit, chiar mi-a plăcut de tine. Și mie nu prea îmi place de orice băiat, mă refer la chestia asta. Și mă atașez foarte greu de un băiat. Și deja doar, da, sincer, mi-a plăcut cât timp am fost în emisiune, dar de acum mi-a plăcut mai mult. Tu ai simțit-o schimbată după gala, după gala da. Care a dansat cu Jador? Da. Deci asta poate spune mult. Păi și... Mie mi se pare el, că el a fost prima dată. Și ea caută să cum să spun ție? Eu am spus mai devreme, nu mai vreau să mai vorbesc despre tine niciodată și nici cu tine, decât bună, că așa e frumos, ne respecti și atât. Nu-i convine nici treaba asta, știi? Vrea să tiță la cald acolo. Nu, vrea să aibă discuții, știi? Să-l aibă pe unul care vine după ea. Da. Mai cu seamă, știi? Unul precum dar că... nu l-a găsit pe unul, că rolul ăla putea să-l aibă Ionuț, dar vezi tu, ei nu i-a plăcut, știi? Hai că să uită la ea. Da, neinteresant. Să uită. Dai seama ce interesant. Să uită un pic o analiză, uite la fața ei cum se uită. Nu mă interesează cum se uită ea fetelor, vă chiar nu înțelege. El, la el. Da, îi topi după ea, ce să-ți povestesc. Da, e leșinat, așa e. Hai, lăsați, eu știu că vă place să vă hrăniți din rău, suferința alta, dar e ok, dar nu-mi pasă, serios. Cum se uită la ea, adică... Dacă vreți să fiți rele, fiți rele, nu stau aici să vă schimb pe voi, fiți cu Ligi, nu asta acum. Nu mă interesează. Toată lumea e paranoia aici. Chiar nu mă interesează. Toți ne-am luat-o. Da, hai să nu mai vorbim, nu vă mai dați tu cu părerile și cu... Hai să stăm mut. Ok, ca să se înțeleagă. Eu n-am nimic cu tine. Nu vreau să vorbesc cu rândul, să mă cu păi, nici eu, să știi. Deci nu vreau ca să te jignesc, ca să ajungem. Să ta cu ceva sau să mă ta și pe mine cu ceva. Că nu, chiar nu mai vreau, știi. În momentul ăsta de față,
Gen, m-am ocupat pe de lege. Da, te cred, te cred, te înțeleg. Și de asta și chema să lămurim. Înțelegi că nu vreau, crede-mă, să, cum ar veni să fiu o oaia neagră între voi doi. Când, până când o să vă meargă la asta, Doamne ajută să fiți fericiți. Dar să ne ajungi la vorbele mele, înțelegi? Și să nu-ți pară rău chestiile astea. Ce crede pe de vârstă sau ce? Nu, sunt multe chestii. Să nu vii tu. Poate nu acum, poate stați un an, doi ani. Dar să-mi scrie mie că băi, ai avut dreptate și că îmi pare rău sau așa. Așa se întâmplă mereu, cred. Păi stai așa că nu e vorba asta. Dacă îmi asum ceva și aia, se întâmplă da, ceva, da, așa, aia exact, a fost gata. Să fie, n-am. Exact, exact, așa să fie. Înțeles. Doar atât am vrut să vorbim și să dar spun... Dar știi că din toate chestiile astea care le-ai făcut-o acum, cu plăcutul, cu neplăcutul, cu pentru că chiar mi-a plăcut de tine, vrei să te mint pe fapt, vrei să zic, no, vrei să mint ca tine să zic, dar vrei să mint ca tine să zic că nu te-a plăcut. Că m-ai plăcut și mie mi-a plăcut de tine. Înțelegi? Vrei să zic că nu? Dar faza e că... Să vine să zic, mamă, că nu. Mamă, dar mă lași să vorbesc. Dar mă nervez undeva. Păi dacă nu vreau să-mi termin ideea. Spune. Așa. Mai mi-a produs și ideea. Mai că le ce zi. Mi-a produs ideea. Dacă tu... Dacă eu ce? Așa, fața e că eu m-am pupiat de ea și acum, da, te cred, da. Eu chiar doar la două săptămâni când m-am văzut că așa stat cu ea, chiar am prins drag de ea și chiar îmi place de ea. Eu, gen, am luat o decizie și să fim împreună acum două zile. Da. Gen, noi eram în cunoaștere, da, și am zis chestia aia, că nu știu ceva sigur pentru că eram în cunoaștere, că nici la ea nu era sigur, nici la mine nu era sigur. Ai înțeles? Dar aici am zis chestia. Da. Adică n-am zis nimic urât sau ceva. Ți-am zis că eu n-am nimic cu tine, nici tu n-ai nimic cu mine. Nici eu n-am nimic cu tine, nici o să mai avem, stai liniștit. Dacă e tu, Doamne, stai liniștit, asta ți-am spus să știi și tu, n-am nicio treabă, să fiți fericiți. Cum se uită la ea? Păi cum să se uită, frate? Nu. A simpatizat-o, ce vrei să o... Ferească Dumnezeu, așa ceva. Uite cum se uită, dacă te uitai de mai aproape, vedeai că n-a s-o curutat. Eu zic că se potrivește mai bine din cauza vârstei. Nu, mie nu mi se pare că se... Cu mine se potrivește cel mai bine. Pe tine, da. Nu, contează vârsta. Corect, cu da. Cu mine se potrivește cel mai bine. Nu, zic, nu există. Cu tine, pe tine. Nu există. Cu mine se potrivește cel mai bine, nu există. Ce hotărâre? Pe tine, zic cum te văd eu. Că atunci mă disperă fazele astea. Nu, nu există așa ceva, cum se poate să... Da, pentru că deja mă enervează, toată lumea insistă pe chestia asta și Berna insistă pe... Mă, Bianca, o să-ți povestesc mai multe în spate, înțelegi? Băiatul ăsta nu primi nimic, sigur, din partea mea, băiatul ăsta vroia să fie cu mine, eu nu prea vroiam, înțelegi? Păi normal, da! Normal că tot în stânga și în dreapta, adică cred că oricare am face asta... Dar nu, eu nu vreau să zic asta, vreau să zic pentru tine, pentru tine, eu văd bărbat, mai așa, nu știu cum să zic. Te zic că e mai copilăroasă și el mai copilăros și te-aia zic că mai degrabă s-ar potrivi ei doi. Ce nu că nu... Pentru tine zic mai mult, nu pentru el, că pe mine nu mă interesează. No, dacă vorbim într-un, nu știu cum să zic... Eu sunt neutră, dai seama, bărbat e mult mai matur. Da, adică nu e că am vorbit eu cu Filip, nu. Hai să zicem că eu nu-l cunosc pe Filip. Adică, dar e ciudat că toate fetele astea care sunt voi, care nu vreau să mi-o luați din nume, dar da. Aina, mai rog, Bianca, știu de tine. Zic la Diana și la Berna. E normal, da. Acum îl fac copil și în toate felurile și mai acum o săptămână, știi, ne dădeam... Nu, dar stai plăcut. Când, nu e ok să faci fazele astea, frate. Vii și ne jignim și îl săsâim și ăsta, ok. Nu, dar eu îl fiam și nu am făcut să săiești. Hai să se lege, credeți-mă că și nu avem defecte și e penibil să înceapă băieții să ne caute defectele. Da, dar stai puțin, că eu cum săitul, eu cum vorbeam cu el, adică i-am zis că mie îmi place să săitul lui și de asta îl copiam. Acum venim la televizor și bă, ce-i cu aia, nu, ce-i cu nu știu ce, eu ziceam, bă, nu dați voi penibil, că voi l-ați plăcut. Și aici când a venit la, pe canapea și a zis prins sau nu știu ce, eu l-am repetat, știi, și el a început să râdă și da, mi se pare ceva amuzant, nu e că râd de el sau că mi se pare că are un defect. Da, nu, nu fiecare face cum vrea, știi, dar nu. Exact. Mi se pare că se și insistă pe chestia asta. Mie față de... Nu, mă scuzați. Mie nu mi s-a părut comportamentul lui, fiindcă am văzut ăsta, cum se cheamă, nu, promo. Nu, măi, el e copilăros, ea are 28 de ani, nu tu, știu. Iubitul meu, să-mi zică mie, da, tu nu ar, cum ar fi să-i zic, să-mi zică mie, Livian, de fapt, stai că e imers, stai că el e mai mic. I-a zis ei că se vede că eu am 28 și 20. I-a da, zis, știu, când s-au certat atunci. Da, știu, știu. Când vreau să-mi zic așa, iubitul meu, să... Nu știu ce, eu chiar nu mai știu ce să mai înțeleg, nu știu, chiar nu știu ce să mai cred, Mereu m-am pus în locul oamenilor cu care am vorbit și știu, ea e încă îndrăgostită și foarte tare și
Ea nu știe ce să facă, ea așteaptă să iasă, să nu iasă, să poate intre Jador înapoi, chestii de genul. Dar nu mai intră sezonul ăsta? Nu știu, e treaba lui, nici nu vreau să pomenesc sau să nu mă interesează. Dacă ai idee, ea e în dubii și nu e vreo că sunt eu. Orice bărbat ar veni, ar fi în aceeași situație. Bă, ideea e că nu e un singur motiv, pentru că sunt mai multe. Dar eu le știu pe toate. Sunt mai multe. Eu am reușit să o cunosc în... Și probabil că asta și-a pus în balanță ce am de câștigat dacă sunt cu el. Ce am de pierdut dacă mă convinc la telefon? Ce am de pierdut dacă sunt cu el? Asta nu și ce ai de pierdut dacă sunt cu el, înțeleg? Da. Tot tocmai de-aia tu liniștit. Păi dar n-am nicio dacă treabă, nu mai... ce? Dacă tu chiar acum, de exemplu, nu că oricum ai orgoliu și nu o să mai vrei nimic cu asta. Păi dar eu i-am spus de vreme la telefon, mă. A fost discuția că am făcut cu orgoliu. Adică ar trebui să nu mai discuți. Niciodată. Sincer, știi? Nu am de ce să mai discut. Ce să discut? Rogi și fetele, pa mea, pa lui, pe care... Pe toată lumea. Mai devreme asta am vrut să-i spun, Andreea. Da, mi-am dat seama că vrei să-i spui asta. Oricum, să spun sincer, pe față, tu nu ești fericit cu fata asta și se vede pe tine. Tu nu te-am văzut să râzi cu fata asta, așa cum râzi tu, cum ai râs-o cu mansamera asta. Ai venit de cu mine. Da, vorbești da, cu ea, da, și da, eu da, cu ea. Da, 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 și n-am văzut chestia asta. Cum tu acum ai râs cu mine, acum, în cât a stat aici, 10 minute? Ai venit de ieri, ce ai, ai râs de 4 ori. Cu ea te-am văzut să râzi deloc. Ai venit de ieri, ce să vezi? Dacă nu mai văzut cu ea lângă ea și în emisiune. M-am uitat și la emisiune înainte și eu n-am văzut absolut nicio reacție. Eu de acum două zile am afirmat relația cu ea. Da, ce și plictisitor, stăteați pe canapia și ea spunea. Păi n-ai cum să vezi. Mamă că m-am săturat de oameni ăștia, că eu nu au minte, că nu, tot spuneai, dar tu legi, dar ce ai, că nu știu ce. M-am săturat de jocuri de astea copilă. Sunt filmate cu o săptămână înainte, gen, eu acum două zile am afirmat. Te distrezi și te doare undeva. Dar vezi că nu cu tot de vârstă, cu tot de mentalitate. Să te uiți cât de nefericit ești de când cu fata asta. Uită-te, că se vede pe față. Berna, alea se filmate cu săptămâna înainte. Eu am filmat relația acum două zile. Gen, nu, am fost o relație cu ea și săptămâna trecută am avut certuri cu ea, am avut discuții gen... Mamă, deci începe bine relația, certuri prima. Nu, am avut niște discuții. Și stai așa, nu, am avut niște discuții că lumea vorbește mult și prost. Dacă ei plăcea de tare din prima de tine, deci cum ar veni, nu mai lăsați să o sărute nu, și ador. Ascultă-mă, să o sărute pe nu-mi interesează de mine pe mine. Și ea când o vede pe emisiune, pe tine nici de băgată. Seamă că îi plăcea de Jador. Fii conștient, băiatul meu. Când o timp Căciuc l-a pupat pe Jador, înseamnă că mi-a plăcut de Jador. Și eu l-a pupat pe Jador. Și ea l-a pupat la fel pe Jador. M-am uitat la emisiune. Nu mai tot o scoate la capă și de-alea. Și... Din astea, uite-te la emisiune tău frumos, că tu nu te uiți cum se vede. Eu am fost acolo, adică știu și eu că am fost. Ai fost acolo, nu e adevărat. Dar ceea ce simți tu aici nu e ceea ce... Nu are treabă nici cu Izador, nici cu nimeni aici, tu întorci tu pe cartea. Bine, bine, așa e, cum zici tu, așa să spui. Eu până la 26 de ani vreau să stau cu cineva, să-mi fac o relație serioasă, să fac un copil. Păi stai un pic, fac un copil la 40 de ani? Da. Eu îmi doresc o familie, nu? Nu cred că dorești o familie. Nu cred că el își dorește el la 20 de ani copil, nici... Bă, asta nu știu, probabil. Am cunoscut persoane care își doreau familie și la 18-19 ani. Adică eu am zis, fiindcă eu chiar am văzut mai devreme în pauză, mă uitasem la promo și ți-a zis el ție, se vede că eu am 20 și tu 28 și 20. Da, că avea frustrările lui, pentru că... Băi, și e ok. Bă, oamenii... Să zică ție cum să zici zile astea, că faci de material, că nu știu ce. Pentru că el avea frustrări foarte mari și știu de ce spun chestia asta. Și le varsă față de tine? De-aia zic că nu, mi se pare. Toți greșim la un moment dat când suntem nervoși și eu ce apreciez la oameni să nu mai facă, știi? Eu sunt foarte iertătoare și apreciez oamenii care nu mai fac. Mi-e așa, mi se pare. Varianta nu, foarte, pare foarte, foarte mare diferență și nu există. Nu, discrepanța e cer și aruncă vorbe. În fine. Păi el e o fire răzbunătoare. E. Chiar e. L-am simțit și mi-a reconfirmat și el chestia asta, știi? Am văzut și eu. E o fire răzbunătoare, dar, nu știu, e deranjant deja așa să vezi că toată lumea, ok, fraților, nu era cu mine, nu știu de ce lumea nu vrea să înțeleagă chestia asta. Da, da. Nu era cu mine, acum ce să fac, eu să-i pun capul pe tăietor, să-l omor. Două zile înainte să sune pe conexiune, pe Skype, a vorbit chiar pe cameră și a zis frumos. Da, pentru că eram certată și la un moment dat am zis, eu nu mai vreau să mai vorbesc cu tine. Păi, uite, normal că el vorbea cu alte fete, înțelegeți? Deci dacă ei să vorbesc tot, o să înțelegeți. Păi vezi, pe o fire răzbunătoare, nu? Păi de asta zic, având în vedere că vorbea cu ea dinainte, poate la momentul respectiv, din toate fetele cu care el vorbea, ea îi se părea cea mai interesantă, înțelegi? Păi, și dacă tu, lui Livian Gerul să nu-i place, dacă tu te ceri cu... De ce nu-i plac chestiile astea, dar poate stă imediat să-mi cealaltă. Dacă te ceri cu el, locuiești cu el.
poți locui împreună, te ceri cu el. Foarte tare, el ce face să ceri. Noi aici o să ne mai certăm, pentru că nu o zic cu bucurie, ci cu... Asta e, din păcate oamenii se mai ceartă. Trebuie să vă cunoaște. Și o să analizez chestia asta, înțelegi? Eu tocmai de asta am dat o șansă să fiu cu el, ca să-l văd. Și care e chestia, că tu n-arunci cu vorbele așa. Gândești foarte. Eu nu vreau să jignez oamenii la care țin. Sau cu care urmează să am o relație mai apropiată, indiferent de prietenie, indiferent de iubire, eu nu vreau, pentru că după aceea mă simt prost față de tine, înțelegi? Corect, da. Chiar mă simt prost și nu vreau. Și chestiile alea o să mă macine tot timpul. Așa, dacă eu sunt super drăguță cu tine și tu ești nașpa cu mine, eu plec cu fruntea sus, eu nu da, să-mi să regrete niciodată, știi? Dacă e să fie ceva între ei doi, va fi. Îmi pare rău. Filip se potrivește doar cu mine. Fetelor, cum ați caracteriza-o pe Ela într-un singur cuvânt? Falsă! Era din prima zi cu el împreună, direct. Cu cine? Cu Cătâlna, că avea 500.000 de urmăritori și abonați pe YouTube o grămadă, era iubit din prima din zi. Din punctul lui de vedere. Punctul meu de vedere, da. Care este neimportant pentru mine, mă. Andreea Pirui. Cine ți-a spus ție că tu încă mai ai sentimente pentru Livian? Eu i-a spus, da, eu. Și ce ai spus? Că dacă mai zici o singură dată... Mă supăr. Da. Adică o să-i spun și eu cuvinte care nu o să-i facă cinste. Cumva din exterior se vede fake despărțirea asta a voastră. Doamna Andreea, mi se pare o ceartă. Dăm parola de la Facebook, nu ți-o dau. Ne-am despărțit.